Parastasul trebuie însoțit de liturgie. De ce? Pentru că jertfa este Sfânta Liturgie și este un lucru foarte, foarte important aceasta. De ce? Pentru că am găsit un lucru extraordinar la Sfântul Nicolae Cabasila. În cartea aceasta vă arăt și dumneavoastră aici Tâlcuirea Dumnezeiește Liturghie. Este o ediție mai veche, dar am găsit un lucru foarte, foarte interesant bineînțeles, l-am găsit de mult când studiam despre Sfânta Liturghie și iată ce spune Sfântul Nicolae Cabasila. Un lucru care poate mulți nu vă așteptați să-l auziți. Se împărtășesc și cei adormiți. Deci nu numai cei vii se împărtășesc la Sfânta Liturghie cu trupul și cu sângele lui Hristos, ci se împărtășesc și cei adormiți. Dar în ce mod, spune Sfântul Nicolae Cabasila, doar Dumnezeu știe, așa cum atunci când am citit lucrul acesta, mă gândeam, zic, dar oare aceia cărora le aducea îngerul împărtășanie? De unde era împărtășania Și ce fel de împărtășanie era aceea pe care o aduceau îngerii acestor puznici? Și atât ce spune Sfântul Nicolae Cabasila. De altfel, pentru același motiv, a vădit, e vădit că împărtășirea cu Sfintele Daruri a sufletelor morților, nu numai că este posibilă și că nimic nu îi se împotrivește, dar se și impune cu necesitate. Căci dacă ar exista acolo o altă desfătare și o dihnă pentru suflete, ar fi o răsplată pentru cei vrednici de curățire și atunci aceștia n-ar mai avea neapărat nevoie de această masă. Acum însă, întreaga și cea mai mare desfătare și fericire pentru cei de dincolo nu este nimic altceva decât acest potir și această pâine. Fie că zicem rai, ori sânul lui Avram, ori locuri pline de lumină și de verdeață, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, sau chiar împărăția cerurilor. Aceștia, aceștia, sunt, aceștia sunt, sunt mijlocitorul și înainte mergătorul nostru în Sfânta Sfintelor singurul conducător către Tatăl, singurul soare al sufletelor. Este acela care acum se arată și se împarte celor ținuți în legăturile cărnii în felul acesta sacramental, precum a voit el însuși, dar în veacul ce va să fie, va fi văzut și se va împărți fără văl atunci când, precum zice Scriptura, îl vom vedea așa precum este. Și sunt tot capitolul 53, 52, 51, toate aceste capitole vorbesc despre modul în care se împărtășesc și au parte de Sfintele Taine și cei adormiți.